Emisiune realizată cu sprijinul Pioneer. Construim viitorul împreună. Bun găsit la Cultivat în România, sunt Laurențiu Botin și vă invit să urmăriți o ediție specială în sensul că am reschimbat formatul, dar doar astăzi, doar ocazional, pentru că așa cum v-am spus când ne-am rebranduit în ceea ce privește conținutul emisiunii, vor fi momente în care invitatul sau invitații noștri au multe de spus. Și odată cu schimbarea de garnitură la Ministerul Agriculturii, ne-am gândit că ar fi bine să-l aducem în fața dumneavoastră pe cel care ceva timp, de acum încolo, habar nu avem, va conduce acest minister extrem de important. Probabil v-ați dat seama cine este invitatul nostru. Am să-l salut nu înainte de a vă mulțumi că vă uitați la această emisiune, nu înainte de a vă mulțumi că ne scrieți la Cultivat în România, @rtv.net și nu înainte de a vă spune că în seara asta cu toții l-așteptăm pe moșul, de fapt noi românii cam așteptăm moșul ăsta din 1944, bunicul se uita pe cer și zicea moșul nu mai vin americanii. Acum, cine crede în Moș Nicolae și e bine să crezi în ceva, cu siguranță va primi un cadou. Cadoul nostru pentru dumneavoastră este probabil la cea mai bună emisiune de agricultură de la o televiziune comercială. Cadoul nostru pentru dumneavoastră este în premieră noul ministru al agriculturii, domnul Achim Ilinescu. Bun găsit, domnule ministru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, domnule Botin. Alături de noi se află, evident, colegul Vlad Macovei, directorul general Agrointeligența, www.agrointeligența.ro. Bun găsit, Vlad. Bună dimineața, îl salut și eu cu mult drag pe domnul ministru și așa este frumos și corect. Îi urăm succes în mandatul pe care l-a început de curând și eu am un feeling că îl va termina la termen, ca să zic așa. Păi acum nu știm care e termenul, dar vom vedea. Termenul asumat, adică alegerile din decembrie 2016. Apropo de mandatul început, mandatul început de domnul ministru a fost unul extrem de colorat, pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nici măcar nu știm ce s-a întâmplat, ca să vă spunem foarte exact. În orice caz, fermierii stăteau și se uitau ei acolo la internet, banking sau unde se uitau ei, să aștepte banii, avansul de subvenție. Ei, și au venit informații conform cărora banii vin sau nu vin, sau mai stai un pic, dar mai așteaptă. Domnul ministru, hai să o lămurim, că au circulat tot felul de vorbe, de povești. Ce s-a întâmplat de fapt? De ce, așa cum ați declarat dumneavoastră și am citit la Vlad în revistă și pe site, de ce nu au venit atunci când ați declarat? Ce s-a întâmplat? Unde e disfuncționalitatea? Sigur că făcând o scurtă analiză pot să vă prezint câteva elemente în acest sens. Ce s-a întâmplat mai exact? Sigur, pe de o parte aș începe cu scuzele, adică avem niște cauze obiective. Este vorba că de faptul că noua politică agricolă comună este mult mai complexă decât politica agricolă anterioară. În cazul României concret, în loc de o plată unică pe suprafață SAPS, avem o plată cu 5 componente, inclusiv verzirea, micul fermier, tânărul fermier și așa mai departe. În acest context, sigur că noul modul pe care toată lumea discută, care trebuia proiectat și testat și după aceea să fie funcțional, a necesitat un timp. Dacă luăm pe date efectiv, undeva la sfârșitul august APIA a solicitat acest modul. Sigur, era contractul cadru pe 34 de milioane, cum a scris și bine și mass media, pe 3 ani, dar pe modulul în cauză suma era de 5 milioane de lei. Mult sau puțin, asta nu pot să spun eu. Cert este că m-am documentat și pot să vă spun că între data de, să spunem, undeva în august și data de 17 noiembrie s-a întâmplat următorul lucru. Pentru a realiza acest modul, furnizorul de soft, realizatorul modului, trebuie să desfășoare niște etape în care el își prezintă ceea ce trebuie să realizeze cu ore, timp, cât lucrează IT-ul și așa mai departe. Există un evaluator extern
care confirmă, pentru că asta a fost cerința Curții de Conturi, deci nu APIA, ci se face un dialog, practic, un ping-pong. Între instituții. Exact. Dialog între instituții, în România. Asta e procedura. Asta este procedura, din păcate. Eu am avut o discuție cu ei acum două zile și le-am spus că pentru finalizarea modului pentru plata integrală, neapărat trebuie să scurtăm timpul și să discutăm și Curtea de Conturi, să vedem. Pentru că, în opinia mea, sigur, de-a lungul anilor există o experiență. Știm cât costă o oră de IT până la urmă. Domnule ministru, îmi cer scuze că vă întrerup. Acum aproape că nu am înțeles nimic și cred că nici telespectatorii n-au înțeles. Până la urmă, despre ce a fost vorba? Despre indolența unor funcționari, despre lipsa de comunicare între instituții, despre, nu știu, lenea la serviciu, în rezolvarea problemelor acelui modul. Despre ce a fost vorba până la urmă? Ca să fie foarte clar, pentru că fermierul și-a făcut un plan de afacere, îl așteaptă banii. Sunt discuții de genul, băi, au întârziat banii, aveau un plan de afacere, am împrumutat de la bănci. Lucrurile astea, până la urmă, se spun, au fost disfuncționalități, dar cineva trebuie să plătească. Hai să învățăm, ai greșit în România, trebuie să și plătești, ca într-o orice țară civilizată. E cineva de vină sau dăm așa vina pe un conglomerat de fapt? Atunci când se produc astfel de sincope, e clar că cineva trebuie tras la răspundere. Așa cum am spus și anterior, sunt din analiza, să spunem, deocamdată temporară, nu e definitivă, și putem solicita chiar la independența, să apelăm la independența Corpului de Control al Primului Ministru, spre exemplu. Poate fi și asta o soluție, n-am discutat. Deci vei face o anchetă, veți vedea dacă cineva se face vinovat. La prima vedere e clar că cineva în APIA nu și-a făcut datoria și a solicitat. Pentru că știau că acest proces ia, de exemplu, ca să dea furnizorul, are nevoie de 6 săptămâni. Deci sunt niște termene pe care nu le poate. Vlad, asta e procedura. Am înțeles. Am bănuit noi exact. Cineva de acolo care se crede atot puternic, ca să nu spun cuvânt mare, nu și-a făcut treaba. Din păcate nu e vorba de o singură persoană. Acolo e vorba de o problemă de sistem. Deși depersonalizăm un pic lucrurile, le putem repersonaliza, să spunem, sunt mai multe persoane acolo care în mod clar nu își fac treaba, în mod clar tratează cu aroganță fermierii, pentru că, am mai spus-o, banii aceștia, fondurile europene, plata pe suprafață, nu este un drept al fermierului, nu îi face nimeni nicio favoare, nu sunt banii celor de la APIA, că n-au venit cu ei de acasă și nici al statului român nu sunt banii aceia. Sunt niște bani care se cuvine de drept fermierului român. APIA este un fel de casier și eventual cenzor, să verifice dacă banii se împart corect. Dar banii sunt ai fermierilor, e un drept. Întru totul de acord cu dumneavoastră și în discuția pe care am avut-o cu agențiile, amândouă agențiile, trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt bani europeni și naționali. Și ei sunt destinați fermierilor. Beneficiarii sunt beneficiari. Deci banii sunt ai fermierilor. Deci ei lucrează pentru fermieri și nu fermierii pentru funcționarii de la cele două agenții. Noi ca instituții pentru atâta timp cât există această subvenție. Dacă din 2020, cum se preconizează la nivel european, se schimbe modul de subvenție sau chiar să desfințeze, e clar că agențiile de plăți nu și vor mai găsi. De acord cu dumneavoastră. Îl avem la telefon pe domnul Laurențiu Baciu, președintele Ligii Agricultorilor din România, la PAR. Bună dimineața, domnul Baciu. Îl avem în studio pe domnul ministru Achim Irimescu și vom face cumva câteva intervenții cu liderii celor mai importante organizații profesionale. Am început cu dumneavoastră și vă propun în felul următor. Vreau să spuneți întâi ce așteptări aveți de la domnul ministru Achim Irimescu și al doilea lucru, vreau să îl întrebați ceva, nu știu, ceea ce credeți dumneavoastră că trebuie făcut foarte, foarte repede. Vă rog. Așteptările sunt mari din partea tuturor fermierilor, nu neapărat ale liderului de afară, dar vreți să faci, nu? Știți prea bine cursul ultimii perioade în care, mă rog, s-a întors totul la 180 de grade și sunt foarte multe așteptări la acest guvern, guvern din care și dumneavoastră faceți parte. Ce vreau să vă spun este că fermierii întotdeauna au fost, cred că, cei mai înțelegători privind realitățile din România
și s-au supărat foarte mult atunci când au fost tratați altfel de cum s-au comportat sau cum își doreau. Nu aș vrea să credeți că organizațiile profesionale ar fi cei care ar organiza Ministerul Agriculturii, numai că până acum s-a demonstrat că, într-adevăr, cei care lucrează în această instituție a statului se comportă ca niște stăpâni. Vă spun în direct acum că dumneavoastră veți fi răspunzător de felul cum o să vă faceți echipa în Ministerul Agriculturii. În regulă, domnul Boace, deci așteptați ca dumneavoastră și colegii dumneavoastră să fiți considerați parteneri egali în ceea ce privește luarea deciziilor într-o bunăstarea acestui domeniu. Acum vă rog frumos întrebarea pentru domnul ministru, stringent așa. Nu știu dacă o să și poate să-mi răspund 100%, dar are circunstanțe atenuante deja. Domnule ministru, ce se întâmplă cu banii pentru calamități? Banii pentru calamități, domnul ministru. Înțeleg că, dată fiind faptul că 30 noiembrie a căzut într-o zi de sărbătoare, inclusiv până pe 2 seara s-au primit cererile, solicitările, că așa era prevăzut până 30 noiembrie, din ceea ce mi s-a comunicat, sperăm ca săptămâna viitoare să înceapă plățile. În orice caz, până în 24 decembrie, clar, trebuie să încheie plata tuturor despăgubirilor. Deci de Crăciun toți fermierii vor avea banii? Cei care au avut absolut. Calamită. De parte de orice ironie, sunteți sigur că vi s-au comunicat cu bună intenție? Întrebarea dumneavoastră este foarte bună, că așa mi s-a mai comunicat și la plățile în avans. Sper și presiunea mea va fi maximă ca să-i onorăm pe fermieri. Haideți să începem altfel. Începem cu sfârșitul. Se transfere până în 24 decembrie neapărat. Și ca să rămânem tot la ce bani urmează să primească fermierii luna aceasta, încep și plățile directe, să zicem, normale pentru fermier, aici, nu? Din decembrie. Trebuie să vă spun că am avut o discuție ieri și cu APIA și cu furnizorii de soft, de modulului de plată. Și din discuția mea cu ei, eu am solicitat, bineînțeles, ca neapărat în această lună să începem plățile normale. Normal. Sunt două chestiuni de clarificat și explicat aici pentru fermieri, ca să nu... Eu nu vreau să creez niște așteptări oamenilor și după aceea să spun că nu s-a putut realiza. Modulul a fost stabilit pentru plata în avans, care nu conținea toate componentele, înverzirea, spre exemplu. Și am înțeles de la ei că practic se ia aproape de la zero nou modul. Să nu spuneți că ia de la capăt. Da. Și până explicitează oamenii ăștia modulul, fermierii deci, bat cu lingura în masă. Modulul anterior a luat mai puțin de 2 săptămâni, deci vreo 10 zile. Să sperăm că de data asta, având în vedere că e o experiență, vom reuși înainte de sfârșitul lunii să facem niște plăți, pentru că mai este încă o condiție pentru plățile integrale și trebuie să o spun. Deci pe lângă finalizarea modulului, în noua variantă, plată integrală, trebuie să luăm în calcul următorul lucru. Cerința pentru plățile finale este să se termine controlul pe teren. Uh-huh. Ori sunt zone unde e clar că nu se poate finaliza controlul pe teren, că a venit iarna în anumite zone. Da, măcar termenul de anul trecut, să zicem martie, credeți că va fi respectat pentru finalizarea plăților de data sigur, asta? Sigur, dacă luăm din punct de vedere legal, plățile pentru anul acesta, plata integrală se face între 1 decembrie și 30 iunie, fără penalizări. Sigur, au fost ani în care noi am terminat până în martie. Deci au funcționat lucrurile bine. De data aceasta, intenția mea este să facem în următorul mod, să procedăm. Noi am plătit în anii anteriori, de exemplu, plățile în avans pe o bază regională. Să reușim să identificăm producătorii, beneficiarii într-o arie care nu fac obiectul controlului pe teren și să-i plătim. A, și lor să le intre banii mai repede, asta nu? Asta ar fi ideea. Eu vreau să vă spun că, sigur, între cei 720.000 care au făcut obiectul avansurilor și cei 943.000 de producători, o parte au fost în control.
pintele detecție sau pe teren. Sigur că în situația aceasta, teoretic, ar trebui să-i excludem de la început pe cei până de la 720 la 943.000. Veștile sunt amestecate. Amestecate. Eu sper, repet, sper să reușim ca pentru cei care nu au făcut obiectul controlului sau s-a finalizat controlul într-o anumită regiune să începem plățile din această lună. Pentru cei din zootehnie, pentru pajiști, aveți vești? Adică au fost multe întrebări și pe zona asta, da. Mai ales că ei nu au intrat la avans. Nu au intrat la avans tocmai din această cauză. Sperăm să se finalizeze și pentru ei procedura, dar repet, unde au fost probleme mari, sincer, nu pot să angajez eu un termen în luna asta, că ar fi nerealist. Dar oricum, vor fi efectuate plăți începând din această lună. Absolut. Adică cei absolut. Mai fericiți dintre fermieri în cazul acestor absolut. Plăți vor primi banii în până această lună. Până la urmă se va respecta termenul legal, da? Da. Din decembrie 2015 până, să zicem, în iunie, da? Da. Termenul legal și dacă se explicitează modulul la timp, se mișcă lucrurile mai repede. La cea mai cu domnul ministru și la cum știu și cred și sper că va interveni, eu zic că martie e un termen realist, nu, domnule ministru? Și eu zic la fel. Ei, mai vedem noi până în martie. Emil Dumitru, președintele ProAgro, este în legătură directă cu noi. Bun găsit, domnul Dumitru, în studio, domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii. Bună dimineața dumneavoastră și îl salut pe domnul ministru și urez mult succes în funcția de ministru al agriculturii României și sper ca împreună cu organizațiile profesionale reprezentative să creăm un parteneriat în care să găsim soluții pentru problemele agriculturii românești, care nu sunt puține de altfel. Domnul ministru, ați observat, în primele zile, așa, toată lumea e plină de bune intenții, săbile pe masă, cuțitele, ceva mai târziu. Aș interveni un pic, dacă vedeți, în cazul celor doi lideri, pentru că ei acoperă, să zicem, și pe zona de agricultură, și pe zootehnie, și pe industria alimentară, cam tot ce înseamnă organizați. Până la urmă, numitorul comun al declarației, cel puțin până acum, este următorul. Oamenii vor să dialogueze, ceea ce e foarte important, și să nu-și bată joc de ei funcționarii statului. Domnul Dumitru, eu vă întreb, așa cum l-am întrebat și pe Laurențiu Baciu, ce așteptări aveți, în fraze scurte, vă rog, ce așteptări aveți de la noua conducere a Ministerului, reprezentată deocamdată de domnul Achim Irimescu, că nu știm și cu secretarii de stat cei cum, care, unde, sau cu șefii de instituții, și după așteptările acestea, o întrebare directă, după părerea dumneavoastră, ce trebuie mișcat foarte repede acum la minister? Vă rog. Da, în primul rând, așteptările noastre concordă, părerea mea, cu ideile domnului ministru. Noi am avut deja o întâlnire pe această temă. Din punctul meu de vedere, așteptările majore sunt pe termen scurt în ceea ce privește modul de funcționare a instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii, în special al APIE-ului și a FIR-ului, pentru că aici este nevoie de mai multă comunicare cu fermierii și sigur că eu personal îmi exprim un punct de vedere, nu putem face agricultură performantă și să fim competitivi fără o zootehnie puternică. Aici, din punctul meu de vedere, trebuie să vedem care sunt măsurile stimulative pe care le putem identifica împreună ca sectorul zootehnic din România să treacă de la subzistență într-o zonă în care să producă pentru piață și să acopere tot necesarul pe care industria alimentară îl are astăzi pentru a procesa materii prime în România și să nu mai fim net importatori și de materii prime. Și acum întrebarea, domnul Dumitru. Întrebarea este legată mai degrabă, nu e neapărat o întrebare, cât mai degrabă este o rugăminte, ca ori de câte ori avem discuții constructive pe diverse sectoare de activitate, pentru că dumnealui este o persoană care sigur nu poate să facă toate lucrurile, să ne desemneze din rândul Ministerului Agriculturii fiecare persoană responsabilă pe fiecare sector de activitate, așa cum am spus-o și la întâlnirea pe care am avut-o săptămâna trecută,
să facem grupurile de lucru și să elaborăm actele normative împreună de la început, nu doar să fim puși în fața faptului împlinit atunci la dialogul social, când doar ni se pun în fața actele normative fără să fie discutate cu cei cărora sunt adresate. Mulțumesc, domnul Dumitru. Mulțumesc, o zi bună. Domnul ministru, într-un singur cuvânt, doleanțele președinților de asociații importante, un singur cuvânt, împreună. Și aș adăuga la decizie. Va fi posibil să sunteți deschis pentru acest împreună? Absolut. De la început am spus că tot ce voi face, voi face în consultare directă cu producătorii și cu cele două comisii de agricultură ale Parlamentului. Și acolo e o oportunitate, pentru că absolut, sunt profesioniști. Și acolo sunt profesioniști. Cred că vă și spuneam de altfel că din acest punct de vedere, situația dumneavoastră e un pic mai ușoară, în sensul că discutați cu niște oameni care cunosc și care nu cred că vă vor pune bețe în roate doar așa de dragul de a vă încurca activitatea, pentru că și ei depind de activitatea Ministerului Agriculturii până la urmă. Sigur, pe de altă parte trebuie să recunoaștem că și așteptările sunt foarte mari din partea mea, pentru că eu lucrând atâția ani la Bruxelles, se așteaptă ca pe relația Bruxellesului lucrurile se meargă mult mai ușor și ca dovadă discuția mea cu Bruxelles zilele trecute pe plății, care plățile în avans și plățile pe care, soluție pe care, mă rog, o aplicasem și îmi permit să divulg un mic secret. Dumneavoastră ați și rezolvat foarte multe lucruri și vă dau un exemplu particular, dar o campanie pe care am susținut-o noi. Ați fost cel care până la urmă a reușit să schimbe soarta cu Telemaco de Ibănești în momentul în care Grecia a introdus Telemes. Absolut și... Adică e meritul dumneavoastră... Absolut, sigur, aș putea să vă spun multe, dar zice lumea că mă laud. Că nu ne mai spuneți multe, dar ne spuneți altceva. Pălincăi. După dactilografia română. A fost discuția aceea cu ungurii, da, așa. Anii urmă. Dacă luăm concret acum, la protecție, sigur, și eu sunt cel care susține necesitatea creșterii valorii adăugate a produselor fermierilor noștri prin protecția la nivel european. E vorba de Salamul de Sibiu, unde am reușit împreună cu partenerii europeni să desenăm o hartă care să acopere toți producătorii de salam din România de Sibiu. Eu am o curiozitate personală și nu cred că e doar a mea. Să faceți parte dintr-un guvern tehnocrat, într-un minister extrem de important, într-un domeniu extrem de important și avem un prim-ministru care cu asta s-a ocupat. În ultimii ani a fost comisar european pentru agricultură. Acum, întrebarea mea este următoarea. Ceea ce faceți, politica agricolă, ați discutat-o cu domnul Cioloș? Mergeți împreună cumva? Este informat permanent despre ceea ce se întâmplă sau are alte treburi acum? Sigur, premierul are multe alte treburi. Agricultura reprezintă unul dintre domeniile multiple. Dar să nu uităm că agricultura este copilul de suflet, să spunem așa, al premierului. Deci este un avantaj absolut pentru fermier. Eu i-am raportat sistematic pe SMS când primeam progresele pe plățile directe, le transmiteam și premierului. Înainte de publicitate v-aș provoca, domnule ministru, să răspundeți la o întrebare. Deci, de fapt, nu este o întrebare, ci o preluare de ștafetă. Într-o conferință de presă de final de mandat, fostul ministru Daniel Constantin a spus că la orice... nevoia dumneavoastră de consultare, domnia sa va fi prezent. Eu nu vă întreb dacă a fost sau nu a fost prezent, ci vă întreb altceva. Cum veți duce ceea ce a început ministerul în vechea conducere mai departe? Sunteți, cum să vă spun, mulțumit de ceea ce s-a întâmplat? Mai puțin mulțumit? Este clar că au fost o serie de proiecte începute încă de pe vremea când eram în minister și aici m-aș referi la fondul mutual care trebuie continuat pentru că la un moment dat s-a blocat. Este vorba de multe alte proiecte. Produsele tradiționale. Iarăși, de domnul ministru a fost inițiatorul. Sigur, trebuie să revedem împreună cu toți factorii implicați și partea de consultanță agricolă care practic nu există. Restructurarea cercetării am început-o pe vremea... Camerele agricole. La fel sunt toate proiecte pe care trebuie să le luăm și, cum spuneam, sper că împreună irigațiile la fel. E clar că trebuie să le lucrăm împreună cu producătorii
și cu Parlamentul pentru a... Întrebarea era altfel până la urmă. Nu stopați și veniți cu alte idei, ce ceea ce e bun continuați, da? Asta e ideea. Imediat după publicitate, nu-l lăsăm așa chiar neîntrebat pe domnul ministru. De aceea eu vă propun așa, intrați repede pe mail, cultivatinromania@rtv.ro, scrieți-ne repede cam ce așteptări aveți de la domnul ministru și noi transmitem așteptările. Publicitate, revenim. Emisiune realizată cu sprijinul Timac Agro România, Top Fos, pentru că producția începe de la rădăcină. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Partenerul emisiunii prezintă ofertele care îți ajută afacerea să crească. Mesajele dumneavoastră pentru Ministrul Agriculturii, cultivat în România, aron.tv.net, le vom transmite și evident că vom fi cu ochii, în sensul bun al cuvântului, pe activitatea domniei sale și a echipei pe care abia așteptăm să o cunoaștem, chiar când o să o cunoaștem, domnul ministru. Sigur, puteți cunoaște deja pe domnul Sorin Radu, care este secretar de stat pentru agențiile de plăți, a fost director la Centrul Regional Nord, la Satul Mare, centru cu cea mai bună absorție pe dezvoltare rurală și deja de ieri este secretar de stat. Deci mai avem de ceilalți. De PNDR, de AFIR, sunteți mulțumit? Dacă ne uităm la cifre, eu la origine sunt inginer și îmi place să mă uit la cifre, nu sunt mulțumit pentru că vom returna Comisiei Europene, Uniunii Europene, peste 800 de milioane de euro, la care se adaugă penalizări de cel puțin 300 de milioane. Deci veți face schimbări? Un miliard. Sigur că da. Cine greșește, plătește? Absolut, asta este ideea și sper ca funcționarul român, sigur, eu sunt alături în agenții, sunt și oameni de foarte bună calitate, sunt și oameni care e clar că nu și-au făcut datoria și trebuie trași la răspundere. În sectorul privat așa se întâmplă, nu știu de ce la stat n-ar trebui să se întâmple. Eu vă dau un singur exemplu scurt. Anul trecut sectorul zahărului a raportat în cota de 1,35 de milioane de tone out of quota, în afara cotei negociat de Uniunea Europeană pe Organizația Mondială a Comerțului, trebuia ca din partea Agenției de Plăți să raporteze tot așa o cantitate care era peste cota. Da? Și care altfel o depozitezi și sau o scazi din cota anului viitor. Deci pune mari probleme. Haideți că mai avem un telefon. Din păcate nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și... Fermierii au pierdut bani, că asta e impunct. Au pierdut bani, asta este. Din păcate. Dar cineva trebuie să plătească până la urmă. Ioan Lado și președintele patronatului din zona Purcelului de această dată, porcul cel mai iubit animal de către români. Bun găsit, domnul Lado, și nu râdeți, că așa este, cum vă spun eu. Bun găsit, domnul Radoși. Avem pe domnul ministru aici și nu am mult timp și îmi cer scuze pentru asta. Aș vrea și de la dumneavoastră să aflu, cum am aflat de la ceilalți președinți de patronate, de ce așteptări aveți de la ministrul Achim Irimescu și apoi o întrebare concretă, un lucru care trebuie rezolvat ieri. Noi așteptăm un singur lucru, să colaborăm așa cu dânsul, așa cum am colaborat și cu un an în urmă când era pe postul de secretar de stat. Scandoia. Dacă asta se va întâmpla, altceva nu avem ce aștepta. De bun. Domnul Lado, și întrebarea. Da. Ce trebuie făcut ieri în Ministerul Agriculturii să vă fie mai bine, dumneavoastră? E o întrebare bună. Mulțumesc. Ar trebui făcut ieri un lucru pe care l-am adus deja la cunoștința domnului ministru Irimescu și anume chestiunea legată de pesta porcina africană. Bun, mulțumesc pentru întrebare, așteptăm răspunsul domnului ministru. Domnul ministru, pesta porcina africană și alte peste și linii. Nu, dar pentru crescătorii de porc e păcat, adică ar fi păcat să o pățim, că de-abia am scos capul este în Europa. Este o foarte mare, să nu uităm că noi eram în proces de a renunța, de a înlătura piedicile la punerea pe piața cărnii românești în contextul peste porcine clasice. O amenințare cum e aceasta cu pesta porcină africană este extrem de gravă. Să nu uităm că o serie de state europene ale UE au fost afectate și le-a blocat, nu numai că le-a blocat comerțul, dar
soluția este uciderea animalelor. Doamne ferește, deci ceva. Ferește. Luat problema în serios. Foarte serios. Am decis și astăzi s-a deplasat o echipă în Delta Dunării, am vorbit cu doamna ministru a mediului să ne permită să împușcăm un număr de porci maturi, să luăm probe, să vedem dacă, Doamne ferește, a ajuns. Deci e în lucru povestea asta. Domnul ministru, nu mai avem mult timp. Îmi cer scuze, 10 secunde. Pot, îmi permite să vă spun care sunt așteptările noastre, a celor de la Cultivat în România și presupun că și Agrointeligența e în consens cu mine. Aștept de la dumneavoastră să susțineți acea campanie de promovare a produselor românești. Să învățăm românul să cumpere produse românești, să învățăm pe cei din supermarket, să-i rugăm pe cei din supermarketul să aibă cât mai multe produse românești la raft și să nu discrimineze producătorul român. Că asta și am să vă rog să nu ne răspundeți acum despre asta. Am să vă rog, atunci când aveți disponibilitatea, să veniți aici în studio, pentru că avem 1000 de subiecte de discutat, dar asta este rugămintea noastră, să nu uitați că trebuie să consumăm românește. Ceea ce vă spun și dumneavoastră, Cultivat în România, arunrtv.net, mesaje pentru domnul ministru, așteptări pentru domnia sa și întrebări pentru noi. Toate cele bune! Emisiunea v-a fost prezentată de Asmita Gardens, apartamente la înălțime.